Angajatorii din Danemarca au nevoie de 30 de stagiari sau lucrători calificați în fermă la creșterea animalelor. Candidații trebuie să aibă între 18 și 30 de ani și să fie absolvit liceul agricol sau facultatea cu profil agricol în 2011 sau 2012. Doar specializările zootehnie și medicină veterinară și să cunoască foarte bine limba engleză. Carnetul de conducere constituie avantaj, la fel și experiența în creșterea animalelor. Salariul promis de angajator depășește 1200 de euro pe lună. Oferte de muncă vin și din Norvegia, unde se caută 10 sudori și 10 incineri. Pretențiile angajatorilor norvegieni sunt și ele mari. De exemplu, pentru postul de inciner, candidații trebuie să aibă master în ingineria chimică, experiență de peste 5 ani în industria petrolului și a gazelor sau în rafinării și să vorbească engleză fluent. Salariul oferit este între 6400 și 9000 de euro pe an în funcție de vechime. Pentru vizualizarea locurilor de muncă vacante din România, www.aneofm.ro și www.dâmbovița.aneofm.ro. Acesta este portalul, pagina portalului EURES European. 6 posturi sunt oferite prin rețeaua EURES și de angajatorii din Germania. Proiectant, mecanică, manager, șantier, construcții, manager, proiect, programator, robot, programator, software, proiectant, electrotehnică. Patronii nemți cer obligatoriu cunoștință de bază de limbă germană și engleză.